Polițiștii de frontieră au stricat businessul a doi bărbați din nordul țării. Aceștia au fost prinși cu 10 de litri de alcool, dar și 10 de kilograme de produse alimentare, fără acte de proveniență. Zilele trecute, după ce au primit o informație operativă, forțele de ordine au descins acasă la un bărbat din Soroca, de unde au ridicat peste 100 de litri de spirt. Bărbatul, de 62 de ani, nu a vrut să explice polițiștilor de unde are spirtul și ce urma să facă cu el. Un alt caz a avut loc pe un drum din apropierea satului Drepcăuți, Raionul Briceni. Agenții echipelor mobile ai Poliției de Frontieră au stopat în trafic un automobil condus de un bărbat de 57 de ani. În mașina acestuia, forțele de ordine au găsit un lot de produse alimentare cumpărate din Ucraina, pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun act de însoțire. Atât alcoolul, cât și produsele alimentare au fost depozitate în camera de păstrare până la finalizarea investigațiilor, iar bărbații sunt cercetați pentru contrabandă cu alcool și mărfuri de larg consum.